Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Barbu Charlotte și iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a Interesului General. Am alături de mine două invitate deosebite de data aceasta pentru că e un eveniment deosebit în Galați. Doamna Liliana Cristea, bună ziua, doamna Liliana! Este director executiv Fundația Comunitară Galați. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Și doamna Simona Mușală, da, bună ziua, doamnă! Bună ziua. Coordonator comunicare Fundația Comunitară Galați și manager de proiect Semi-Maraton Galați. Deja, dragi telespectatori, am spus un cuvânt care reflectă întreaga emisiune. Semi-maraton. Dar mai întâi să începem cu începutul. Da? Ce înseamnă Fundația Comunitară Galați? Cine este ea? Ce face ea în Galați? Cu ce se ocupă? Și dacă ne puteți împărtăși, doamna director, o să încep cu dumneavoastră. Vă rog frumos, doamna Liliana Cristea. Mulțumesc pentru invitație. Fundația Comunitară Galați a fost înființată începând din 2014, când un grup de inițiativă și-a dorit să existe o fundație comunitară în Galați. Există 5 membri fondatori care au depus toate eforturile pentru înființarea acestei fundații comunitare Galați, care și-a dobândit personalitatea juridică în 2015. Fundația Comunitară Galați are ca misiune, pe scurt, să spunem, îmbunătățirea vieții locuitorilor Galațiului și transformarea Galațiului într-un oraș acasă, cum ne place nouă să spunem, într-un oraș din care n-ai mai vrea să plecăm. Ce ne deosebește pe noi de alte asociații este faptul că avem calitatea de finanțator, adică atragem fonduri de la donatori, de la sponsori, și le dăm mai departe în comunitate către alte asociații sau grupuri de inițiativă care își propun să implementeze proiecte în Galați pentru a aduce un plus valoare comunității în care trăim cu toții. Ideile sunt foarte bune și fundația, noi o știm de câțiva ani, activează și în toate domeniile. Am văzut în primul rând pe educație, dar nu numai, pe viață comunitară. Acest concept de eveniment, semi-maraton, mie mi-a plăcut foarte mult conceptul. O să vedem imediat și câteva fotografii de la edițiile anterioare. Ce înseamnă conceptul evenimentului semi-maraton? Doamna Simona Mușală, sunteți coordonatorul, managerul de proiect la Semi-Maraton Galați. Da, mulțumesc și bine v-am găsit! Semi-Maraton Galați este în primul rând, cred, cel mai vechi program al fundației. Sunt de o seamă. Evenimentul îmbină natura filantropică cu cea sportivă. Este un eveniment de strângere de fonduri prin care odată pe an ne propunem să adunăm cauze din Galați reprezentate de grupuri de inițiativă sau ONG-uri și asociații și să le sprijinim prin mecanismul acestui eveniment. Cum se întâmplă asta? Fie prin alergătorii care se înscriu și donează prin înscrierea lor către cauze, fie prin donațiile pe care le atrag de la persoane juridice sau fizice. Am înțeles. Deci trebuie să spunem telespectatorilor că anul acesta va fi ediția cu numărul 10. Este o ediție aniversară, are un deceniu deja de existență Semi-Maraton Galați și gălățenii invităm pe toți să participe. Acum, trebuie să ne explicați așa, la edițiile anterioare, ce s-a întâmplat, cum a fost, cum s-a desfășurat, unde s-a desfășurat. Noi am văzut câteva imagini, dar bănuiesc că în spatele acestor imagini a fost o muncă foarte, foarte mare, cel puțin la primele ediții, un efort deosebit. Este așa, așa este, aveți dreptate. Semi-Maraton Galație, practic, a fost primul eveniment al grupului de inițiativă care a stat la baza înființării Fundației Comunitare Galați. A fost evenimentul folosit pentru strângerea de fonduri necesară înființării Fundației Comunitare Galați. În 2014 a fost prima ediție și chiar ne uitam pe fotografiile din acel an. Era și atunci foarte multă lume, erau alergători, donatori, cauze susținute și atunci. De la an la an, evenimentul a crescut, a crescut în număr de alergători care susțin evenimentul, în număr de donatori și de parteneri atrași în a susține această idee și acest eveniment care durează 4 ore, practic, în ziua de din mai aleasă pentru derulare, dar are o muncă în spate în fiecare an de cel puțin jumătate de an pentru organizarea fiecărei ediții. Atât de mult, jumătate de an, 6 luni. Da. Și echipa astăzi, în 2023,
Cât de mare este în spate, așa, în culise? Echipa este formată din mine, managerul de proiect, Liliana, director executiv, celelalte două colegi ale noastre, membre și în ele... Echipa, da. Avem și o colegă foarte nouă, o colegă care este deja la a doua ediție, noi suntem la a patra ediție de organizare, dar nu e tot. Evenimentul acesta nu ar fi posibil fără voluntarii pe care Liliana îi numește de lux. Am înțeles, dar trebuie să ne explice de ce de lux. Da. Vrei să explice ce? Sigur. Sunt voluntari profesioniști, cum mai place mie să le spun, voluntari al căror contribuție este vitală de fiecare dată în eveniment și îi considerăm așa, aportul lor în eveniment este un lux pe care suntem bucuroși să-i avem, să-l avem în fiecare an. Da. Voluntarii de unde sunt? Sunt studenți, sunt elevi, sunt adulți? De unde i-ați luat? Voluntarii de lux sunt persoane juridice, unele dintre ele care au o activitate și care ne susțin prin diverse servicii, nu știu, foto, video, despre asta vorbeam. Sunt evident și studenții, elevii, voluntarii, care sunt de obicei într-un număr de aproximativ 200, mai mult sau mai puțin, iar ei sunt necesari pe aproape întreaga desfășurare a evenimentului. Am înțeles, 4 ore evenimentul. Unde a fost în anii anteriori? Unde s-a desfășurat? Punctul de plecare a fost fie de la Fata pe Valuri, fie din fața de la Parcul Eminescu. Zone care s-au păstrat totuși în centrul orașului. De cele mai multe ori am plecat de pe faleză, așa cum se întâmplă și anul acesta, cum s-au întâmplat și în anii trecuți, de pe faleză de la Parcul de la Ielice. Și care este distanța? Cât s-a parcurs? Dacă ne spuneți așa, cea mai lungă cursă este de 21 de kilometri, cursa de semi-maraton, urmată de cursa cross, 10,5 kilometri, cursa populară de 3 kilometri, care se adresează și amatorilor și celor care vor să se pregătească poate mai bine pentru cursa de cross într-un an următor, cursa copiilor, care are între 400 de metri și 1 kilometru în funcție de vârsta copiilor, și cursa animăluțelor, pe care am pus-o noi la 500 de metri. Am înțeles. De la început, din 2014, când a început acest semi-maraton, a fost și cu animăluțe, că este un concept nou. Eu acum văd, dar posibil că a mai fost, sau copii. Cursa animalelor nu a fost prezentă în fiecare ediție. Ultima oară a fost prezentă în 2019, după aceea știm cu toți a început pandemie, restricții și așa mai departe și ne-am bucurat să o putem relua anul acesta. Și chiar pot să spun că sunt înscrieri și ne bucură lucrul ăsta, da. Am reluat-o într-o formă organizată, însă animăluțele și-au însoțit aproape fiecare an stăpânii la alergare. Am chiar înțeles. Dacă nu a existat o cursă dedicată. Și ce specii, ca să zic așa, de animăluțe ați avut? Suntem deschiși în continuare de la orice. Avea animale de companie, le spunem noi, da? Deci fiecare are acasă preferințe, poate fi o pisică sau poate fi un cățel sau poate fi un hamster pe care poate să-l aducă și să alerge cu el în mână. Atâta timp cât este un animal care nu pune în pericol siguranța participanților, care este ușor de gestionat, e bine primit. Oricum, desigur că ele vor alerga alături de stăpânilor, deci nu vor fi, de exemplu, căței singuri pe traseu, vor alerga împreună cu stăpânii. Da. Deci totul este echilibrat ca să nu fie incidente și alte probleme. Vreau să vă întreb dacă la această cursă aveți și, pentru că imposibil să nu se rănească din păcate cineva, dacă aveți alături de dumneavoastră și serviciile speciale de, eu știu, de ambulanță, doctori, asistente medicale. Sigur, este o preocupare foarte importantă pentru noi, siguranța alergătorilor, și avem în fiecare an și medic care este la fața locului, dar și o colaborare cu partenerii noștri care asigură de la SRAU, care asigură primul ajutor, iar anul acesta Simona a încheiat un parteneriat cu centrul de excelență centrul de fizio-kinetoterapie. Din Galați. Este un centru care aparține de Universitatea Dunărea de Jos. În ziua evenimentului vor fi prezenți acolo voluntari ai centrului care se vor ocupa de posibile intervenții terapeutice, recuperare, post-alergare. Am înțeles. Poate nu o să fie nevoie. Dacă va fi cazul. Poate nu va fi cazul. Poate nu. Îmi place că sunt și copii implicați și ați scris aici că peste 4 ani.
copii micuți. Aveți curaj de a-i introduce în acest semi-maraton? Bine, pentru cursa lor de maxim un kilometru, da? Pentru cei mai mici, 400 de metri, deja pentru cei de 10-12 ani este un kilometru, dar sunt cei mai mici care intră în cursă. Dar din experiența anilor trecuți au fost bebeluși de o lună, două, care au alergat în marsupiul mamei la cursa de 3 kilometri. Uh-huh. Avem poze. Da. Foarte interesant, pentru că ați reușit într-un timp scurt, vorbesc de 10 ani, pentru noi e mare, dar pentru ceea ce înseamnă semi-maraton și ca și ediție, ca și concurs, e destul de scurt timpul acesta. Ați reușit să aduceți o panoplie de, din comunitate, de oameni. Am văzut în imagini că sunt cei tineri, bineînțeles, ei sunt primii care doresc acest lucru, să participe, dar sunt și cei în vârstă. Nu știu dacă aveți pe nivele de vârstă, în afară de copiii care participă și, bineînțeles, și animăluțele de data aceasta. Aveți cumva pe nivele sau fiecare... Cum dorește, cum le impuneți dumneavoastră, le spuneți de la început? Înscrierea se face pe categorii de vârstă, da. Și avem categoria superioară, 55+. 50+. Și avem un domn de la Brăila, domnul Brăila, așa se și... E din Galați. De din Galați. Ei, eu de când știu că îl cheamă domnul Brăila, tot spun că e de la Brăila, că așa are sens pentru mine. Domnul Brăila, care are câți ani? 70 de ani. 70 de ani și este un alergător pe care îl vedem în fiecare an. E cel mai în vârstă? Care nu vine? Știm dacă este cel mai în vârstă. Deocamdată, da. Nu. Și evenimentul nostru, cred că domnul Brăila este cel mai în vârstă, dar dumnealui este oricum o... personalitate prezență, da. Și o prezență în sine, aleargă și la alte concursuri și din afara țării. Și a luat și premii la vârsta? Nu. Cred că dumnealui este aleargă de plăcere dincolo de clasament. Dar încadrarea aceasta pe categorii de vârstă, într-adevăr, pentru acest lucru o facem, pentru că premiem alergătorii și în funcție de categoria de vârstă la care se înscrie. Și avem clasamente locul 1, 2, 3, atât feminin și masculin, pentru fiecare categorie de vârstă, pe lângă clasamentul de la Open, pentru semimaraton și cross. Și se dau la sfârșit și premii. Am văzut cupe, medalii, tot felul de premii care în urma sponsorizării bănuiesc că au fost sponsorii care... Sigur, ne bucurăm de parteneriate cu persoane juridice din Galați, cu antreprenori din Galați care ne sprijină cu diverse produse sau vouchere de servicii. Nu acordăm premii în bani, dar acordăm premii în produse, servicii și în bucurie, zicem noi. Da, copiii au fost cei mai încântați și zâmbetele lor din fotografii au contat foarte, foarte mult. Dincolo de cauza aceasta de concurs, să zic așa, pentru că toată lumea desfășoară concursuri și în școli se desfășoară, mi-a plăcut ideea de cauză nobilă, de voluntariat, dar mai mult decât atât, de a ajuta pe semenii noștri și de a ajuta și a ne implica activ, practic, în aceste ONG-uri care ajută la rândul lor alte persoane, persoane cu dizabilități, copii cu probleme materiale acasă și tot așa. Care ar fi cauzele din acest an? V-ați gândit? Cred că există câteva cauze unde oamenii care participă, gălățenii noștri, de la mic la mare, pot să doneze o anumită sumă de bani pentru aceste cauze. Cum va fi, cum se va desfășura și care sunt cauzele? Păi, în primul rând, pentru mai multe detalii despre cauze și pentru a dona pentru ele, invit pe gălățeni să intre pe semimaratongalați.ro la rubrica cauze, iar acolo vom găsi cele 8 cauze care au fost selectate anul acesta. Ce e important de știut este că în fiecare an Semimaraton Galați deschide perioada de aplicații pentru toate organizațiile din Galați și toate grupurile de inițiativă din Galați care își propun proiecte pentru locuitorii Galațiului. Astfel că avantajul este că, dincolo de a fi organizat sub o formă juridică, de asociație sau fundație, pot depune proiecte și grupuri de inițiativă. Și mi-aș dori să explic un pic ce înseamnă grup de inițiativă. Nu este nevoie de organizare juridică. Noi trei, de aici, de la masă, putem fi un grup de inițiativă dacă avem o idee de proiect și pe care vrem să îl ducem la capăt. Fie că ne dorim bănci în parc, fie că dorim să strângem fonduri pentru știu eu ce proiect anume sau
Avem grup de inițiativă din cadrul liceelor, elevi, alături de profesori care se unesc, pun umăr la umăr și implementează un proiect împreună. Ce e nevoie este să fie cel puțin 3 persoane majore, să scrie un proiect și să-l depună la semi-maraton, iar apoi începe perioada de strângere de fonduri, perioada aceasta de comunicare către comunitatea a întregului proiect. Practic, noi acum suntem în perioada de strângere de fonduri pentru toate cele 8 cauze pe care le-am selectat anul acesta și toate cele 8 organizații. Le voi enumera și o să te rog, Simona, să mă ajuți în cazul în care îmi scapă ceva. Unu. Te rog. Vă rog, care sunt cauzele? Avem Ajutați-l pe Lăbuș, Asociația Ajutați-l pe Lăbuș, Activ în comunitatea mea, Fantasticii Down, Family Hope Autism, Dodoroni, CNMK Studio, care este un grup de inițiativă, așa cum vă spuneam. Fundația Motivation România. Fundația Motivation, Asociația Bunul Samaritan. Dodoroni, am spus? Am spus. Am spus. Nu știu, mi-a scăpat cineva? Cred că am spus tot. Ok, cred că da. Îmi place că sunt din mai multe sfere. Adică da. Și pentru animăluțe, da. Cu Ajutați-l pe Lăbuș, uh-huh. de ani de zile la noi în Galați, uh-huh. și știm despre ce este vorba, dar anul acesta a depus sau ați selectat, posibil că au fost mai mulți, nu știu, uh-huh. și acel grup de inițiativă dintr-un liceu, dintr-o uh-huh. școală, ca și educație. Îmi place că există grupuri de inițiativă în Galați. Au fost mai mult de 8 sau 9 cauze din care ați selectat și care au fost criteriile? Nu știu dacă au existat anumite criterii mai importante de selecție. Am fost de acord că anul acesta să nu fim atât de, nu știu, restrictivi, stricți. Și adevărul e că rar se întâmplă ca un proiect să nu treacă la semi-maraton. E momentul acela din an când ne propunem să fim aproape de toate ideile din comunitate, care poate unele dintre ele nu sunt neapărat pe mediu, educație, zonele noastre principale de interes în Fundația Comunitară Galați. Așadar, anul acesta am primit în organizarea evenimentului toate cauzele, toate proiectele înscrise. Este foarte bine și posibil vor primi și finanțare. Nu știu dacă fiecare are un și-au făcut uh-huh. un buget, bănuiesc, a fost un formular de înscriere. Sigur. Și cu buget, așa cum știu că aveți foarte bine organizat. Dacă vor primi, ce se întâmplă după ce primesc ei banii? Care okay. este implementarea proiectului, uh-huh. proiectelor? Adică cineva urmărește din umbră ce se întâmplă cu banii după ce vor fi dați? Știți cum? Că sunt foarte multe probleme și vrem să fim foarte transparenți cu comunitatea, cu toți din Galați. Nu urmărim din umbră, urmărim chiar din față și din primul rând. Foarte bine. Procesul de aplicare pentru semi-maraton Galați, pentru proiecte și cauze și grupuri de inițiativă, vi l-am explicat un pic. Ideea este că toate aceste proiecte sunt evaluate de un juriu. În fiecare an ne bucurăm de sprijinul juriului care trece prin proiecte, le evaluează din punct de vedere al impactului, din punct de vedere al corelării dintre bugetul pe care și-l propun și activitățile pe care le propun. E drept că la juriu de fiecare dată au obținut notă de trecere toate proiectele. Ce facem noi înainte de a ajunge proiectele la juriu este să le filtrăm din punct de vedere al eligibilității, atât al asociației cât și a grupului de inițiativă. Adică ne uităm grupul de inițiativă să fie așa cum vi l-am descris, să existe persoane majore, ne uităm un pic și la experiență, ne uităm la asociație, cum este constituită la experiență și așa mai departe. Iar dacă din punctul acesta de vedere și proiectul este eligibil să fie pentru județul Galați, ele trec mai departe în fața juriului. Juriul evaluează și, așa cum foarte bine a spus și Simona, ele au primit notă de trecere cu toate. În momentul acesta avem încheiat un contract de parteneriat cu toate cele 8 asociații sau grup de inițiativă pe care vi le-am descris, prin care facem această campanie de fundraising împreună pentru a atinge targetul pe care ei și-l stabilesc în aplicație. Ei își pun un buget pe care vor să-l atingă necesar îndeplinirii proiectului. La finalizarea perioadei de fundraising, noi vom mai lăsa deschise donațiile și prima săptămână din iunie, deci post-eveniment.
După ce încheiem perioada de donații și facem toate calculele și vedem câți donatori au fost, câte persoane au alergat pentru cauză și avem suma finală pe care a strâns-o fiecare cauză, se încheie un contract de finanțare. În baza contractului de finanțare, asociațiile și grupul de inițiativă primesc aceste fonduri pe care au reușit să le strângă. Fonduri care pot fi fie mai mici decât suma propusă, fie mai mari decât suma propusă, caz în care aplicațiile sau proiectele, mai bine spus, se vor regândi un pic în funcție de suma strânsă. Și dau un exemplu acum, avem asociații care își propun terapii pentru copii și au un buget de 8.000 de lei propus. Ei deja au depășit bugetul de 8.000 de lei, au atins mai mult decât și-au propus inițial, iar ce vor face la finalul acestei perioade de strângere de fonduri este să mai adauge alte activități și alte beneficii pe care le pot acorda copiilor care fac parte din asociația respectivă, astfel încât să folosească toți banii pe care i-au strâns prin semi-maraton Galați. Ce facem noi ulterior, da, urmărim derularea proiectelor, urmărim să se întâmple ceea ce s-au angajat că vor face, le solicităm rapoarte intermediare, rapoarte narrative și financiare, mergem în vizite de monitorizare, iar la final din nou un raport narativ și financiar pentru a ne asigura că s-a întâmplat proiectul așa cum s-a propus, cum s-a angajat din start. Iar donatorii și alergătorii noștri sunt ținuți la curent cu derularea proiectelor prin intermediul newsletterelor și a informațiilor pe care le publicăm pe paginile noastre de internet. Să înțeleg că totul este mai mult decât transparent. O, da. Pentru că e vorba de bani publici, o, da, care sunt investiți și asta, tot ce faceți dumneavoastră, crește credibilitatea. Și este foarte bine că vă implicați, nu din umbră, ci direct, se vede, mai ales prin acele rapoarte care sunt date lunar sau cum ați stabilit dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă proiectele din cei 10 ani, de la celelalte ediții, dacă v-a plăcut în mod deosebit un proiect în care, nu știu, ați investit, eu cred că toate au fost frumoase, dar poate unul dintre ele în comunitate s-a reliefat așa, în mod evident a ieșit în față. Care v-a plăcut dumneavoastră? Avem voie să avem doar unul care ne-a plăcut. Ei, atunci două, trei, nicio problemă. Mie mi-a plăcut unul, într-adevăr, cu care am simțit foarte tare. Recunosc că abia după ce a fost implementat, este vorba despre proiectul Aproape de Tata, proiect al Asociației Dodoroni, finanțat prin ediția anterioară a Semi-Maraton Galați. Ce și-a propus Dodoroni să facă a fost să aducă tații încarcerați din penitenciarul de maximă siguranță din Galați alături de copiilor pentru câteva ore. Toată activitatea a început în cadrul penitenciarului, cu vizite strict monitorizate și s-a terminat cu un eveniment de încheiere unde la un spațiu de joacă pentru 4 ore, în premieră în România, părinții încarcerați au ieșit sub supraveghere și respectând toate protocoalele și au fost alături de copii la sala de joacă. A venit Moș Crăciun, a fost în perioada Crăciunului. Au făcut fotografii. Au fost părinți care, tătici, copii care nu se văzuseră de 5-6 ani și a fost prima dată când practic s-au cunoscut și recunoscut că un copil la un an nu-și amintește foarte multe. Tații au fost selectați după comportamentul avut în penitenciar, oameni care munceau, deci după niște criterii strict alese. A fost foarte multă emoție și, într-adevăr, pentru mine asta a fost proiectul care m-a mișcat, nu știu dacă cel mai mult anul acesta, uman. Da. Și o premieră în România. Înțeleg că nu s-a mai întâmplat absolut nicăieri acest lucru. Ca o persoană încarcerată să poată să iasă pentru astfel de chestiune din
penitenciar. Scuze puțin, să știți că am auzit, eu n-am știut că acest proiect este finanțat, a fost finanțat prin semi-maraton, dar o colegă mi-a spus dintr-o altă școală că a fost, este o elevă acolo în acea școală și are tatăl, din păcate, pentru câțiva ani în penitenciarul Galați. A fost prima dată după un timp, da, când l-a revăzut și a zis atât de frumos a fost proiectul pentru că a fost doamna profesoară cu ea și cu, cu mămica la sala de joacă și atâta emoție, exact același lucru, atâta emoție pe rudele, pentru rudele care au fost implicate. Este, ați spus că este unicat, chiar vreau să vă întreb dacă a mai fost în România, dar este foarte bine. Nu știu dacă anul acesta este printre cele 9 proiecte. Asociația Dodoroni are un proiect deosebit și anul acesta. Da, Ilioara, care este la cârma asociației, Ilioara Arbune, este fantastică din atât de multe puncte de vedere și vine cu niște idei și nu doar că are idei, dar are și oameni alături care o ajută să pună în mișcare lucruri la care nu te-ai putea gândi. Ce voiam să spun este că acest proiect, pe lângă idee și ce a făcut Ilioara, ne arată totuși deschiderea autorităților locale în a susține evenimentul și activitățile. La fel cum primăria ne sprijină atât pe partea de obținere autorizației și putem desfășura evenimentul pe străzile orașului, pentru că noi închidem câteva străzi bune în ziua evenimentului și avem nevoie de acordul lor, de poliția rutieră, jandarmeria care este prezentă la fața locului pentru a ne sprijini în a avea un eveniment fără incidente, poliția locală și așa mai departe, și Direcția Județeană de Sport și Tineret la fel. Deci este foarte bine că s-au implicat autoritățile locale. I-am văzut la câteva evenimente, dar acest semi-maraton e nevoie de cât mai multe autorități, dacă nu chiar toate autoritățile locale, să se implice activ și este foarte bine pentru comunitate și mulțumim tare mult. Sperăm și în edițiile următoare să se implice la fel de activ. Dacă ați mai avut, doamna Liliana Cristea, un eveniment dumneavoastră, un ONG deosebit, nu știu, doamna director mi-a zis doamna Mușală, dar dumneavoastră așa eram pentru dumneavoastră. Sigură că Simona va, menționa acest proiect, într-adevăr, când s-a întors din vizita de monitorizare, așa cum spunem că noi avem vizite de monitorizare. A venit foarte emoționată și poate într-adevăr se abia, vede și acum este. Abia după aceea am înțeles importanța proiectului pentru cei implicați. Sigur, fiecare proiect are frumusețea lui. Mă uit la Fantasticii Down, de exemplu, care în fiecare an, pe lângă componenta de a ajuta beneficiarii pe care îi au ei, au și o mică parte din proiectul lor se duce către alți membri din comunitate. Fie cum a fost anul trecut, am mers la un cămin de bătrâni de la Chiraftei și au ajutat acolo cu mici dotări și copiii din asociația lor s-au jucat cu bunicii din centru sau tot felul de activități din acestea făcute între generații. Avem pe Fundația Motivation, care în fiecare an, când au proiect la noi, susțin persoanele care sunt în scaun rulant. Sunt multe emoționante. Toate sunt importante pentru beneficiarii cărora le se adresează. Vorbeam de grupul de inițiativă de la CNMK, care anul trecut și-a propus să realizeze un colț de studiu în curtea liceului pentru elevi, iar anul acesta au revenit pentru că vor și mai mult pentru curtea liceului, pentru că au observat interes. Iar faptul acesta de continuitate, de am făcut un pic, ne-a plăcut, mai vrem și mai aducem o mică schimbare, încă un pic, încă un pic, mie mi se pare fantastic. Adică e acel lucru de pic cu pic care se adună și se vede în contribuție. Și tocmai de aceea vreau să încurajez și pe donatorii noștri, orice sumă donată pentru aceste cauze, fie că e 10 lei, fie că e oricât, este foarte importantă. Să nu avem impresia că această contribuție pe care ne permitem noi să facem este prea mică.
Am înțeles. Vreau să vă întreb aici la donații. Care este modalitatea de a dona sau modalitatea de înscriere pentru alergători? Sau poate nu toți aleargă. Poate sunt, am câteva chiar colege care au spus că vor să doneze, dar nu vor să alerge. Există vreo posibilitate doar să asiste? Cum ați gândit așa evenimentul? Donațiile se pot face în mai multe moduri. Te poți înscrie ca alergător. Te poți înscrie ca alergător și în regulă să nu alergi. Rămâi cu medalia, cu tricoul, amintire de la semimaraton. Poți dona direct pentru cauza pe care dorești să o susții. Poți dona pentru unul din ambasadorii cauzelor. Poți dona dacă ești și ca persoană juridică, dar și ca persoană fizică, ca persoană juridică prin contract de sponsorizare. Și poți dona inclusiv în ziua evenimentului, la fața locului, unde cauzele în fiecare an, și ne propunem ca și anul acesta să se întâmple la fel, vor avea urne de donații, vor avea un cort, vor fi reprezentanți ai asociațiilor, fiecare dintre cauze vor desfășura mini, workshop-uri, pictură pe față, lucruri plăcute pentru cei prezenți și acolo vor fi și urne de donații. Am uitat ceva? E în regulă. Nu. Am înțeles. Asta înseamnă că cei care nu sunt implicați direct în alergare la semimaraton pot avea și alte ateliere, pot participa și donează și participă la alte ateliere. E bine că v-ați gândit și la ceilalți, ca să zic așa. Cumva cauzele se organizează în acest sens acolo. Anul trecut am avut pictură pe față, modelaj de baloane... Nu sunt niște activități prestabilite, adică noi nu o să putem spune acum că se va întâmpla asta sau asta în ceea ce privește organizarea cauzelor, dar în fiecare an ele se organizează cu mici activități cu care să zică mulțumesc celor care sunt prezenți acolo. Am înțeles. Deci aceste grupuri, să înțeleg mai bine, aceste grupuri de inițiativă, ONG-uri și, nu știu, asociații ce mai sunt, vor avea niște standuri acolo vor prezenta ceva deosebit sau ceva din activitatea lor? Vor fi prezente acolo. Vor vorbi despre cauza lor, despre își propun, practic, e acest contact între asociație și donator direct și alergător. Am înțeles. Cam câți voluntari ați avut așa, dintre cei care au donat, mă gândesc, cei care au fost implicați în cauză? Eu am văzut foarte mulți în imagine, alergători, nu știu câți au fost pe margine, nu știu câți au donat, adică s-au acoperit cauzele care au fost în anii trecuți. Ați mai făcut încă o strigare, să zic așa, sau a fost în plus? Vedem aici niște cupe, da, de foarte frumoase și diplome și tricou, cum ați spus. Da. Adică investiția sau bugetul lor au fost acoperit? Depinde foarte mult de fiecare dintre cauze și de capacitatea lor de a atrage publicul de partea lor și de ce să nu spunem și de implicarea lor, pentru că este un efort să faci această campanie de fundraising pentru proiect. Presupune să fii vizibil, presupune să comunici constant, să atragi persoanele de partea cauzei tale. Sunt organizații care își depășesc targetul constant în fiecare an, dar sunt și organizații care ating doar parțial targetul propus. Deci depinde foarte mult de cum atrage fiecare proiect donatorii și alergătorii de partea lor. Am înțeles, am văzut că ați pus afișe mai peste tot în Galați și este foarte bine. Mai multă lume să participe, dacă nu chiar toți gălățenii. Orice bănuț, cum ați spus, va fi investit în aceste cauze. Cam câți ați avut așa în anii trecuți? A crescut numărul celor implicați în alergat propriu-zis? A scăzut? Cum vedeți așa în cei 10 ani? Există un progres, nu știu, ca și număr, mă gândesc, de persoane implicate. Cred că numărul de persoane implicate crește de la an la an, chiar dacă acele persoane nu sunt neapărat alergători. Anul trecut am avut 1000 de alergători, cu un an în urmă am avut 750, cu 3 ani în urmă, în perioada pandemiei, au fost 350-400. Da, în varianta 2020, când a fost hibrid, când a fost online, da. Da. În anul de pandemie, ediția s-a desfășurat online. Online? Au alergat? Au alergat fiecare
într-un loc unde s-a simțit în siguranță, au fost transmiși timpii, noi am avut echipe pe teren și am încercat să transmitem de la fața locului, am avut și un studio la fundație de unde am făcut interviuri cu reprezentanții ai sponsorilor, cu alergători. A fost o desfășurare de forță, da, de forțe foarte mare pentru mine și Liliana, fiind primul semi-maraton. Ne-a luat prin surprindere și ne amintim cu nostalgie momentele alea. A crescut de la an la an, în primul rând, numărul persoanelor interesate, a voluntarilor. Nu e totul despre câți oameni vin și aleargă. Cât se implică. Cât se implică. Am înțeles, dar este foarte bine că ați desfășurat, eu nu am știut, și în perioada de pandemie, destul de greu, online să se desfășoare un semi-maraton. Nu știu, eu n-am mai auzit cel puțin să se fi desfășurat la așa anvergură. Și este foarte bine că a crescut. Asta înseamnă că în 2023, anul acesta, veți avea și mai mulți alergători. Sperăm care se implică toți în aceste cauze. Care sunt sponsorii așa principal, dacă ne puteți spune așa în mare sau din cum fericire credeți? Ne putem baza pe sprijinul celor de la Ramplast și anul acesta. Deja e o tradiție ca semimaratonul să fie semimaraton Galați powered by Ramplast. Da. Sunt partenerii noștri vechi. An de an îi avem alături de noi și pe cei de la Hervis. Anul acesta, ca și anul trecut, îi vom avea pe cei de la APAN alături și multe alte firme pe care le suntem în discuții pentru a finaliza pachetele de sponsorizare împreună cu ei. Ce cred eu că este important pentru o persoană juridică și ce ar putea să-i ajute în decizia de a se alătura la semi-maraton Galați este, pe lângă faptul că evenimentul asigură o vizibilitate pentru brandul lor prin atât online cât și offline în ziua evenimentului, prin videoclipul proiectat pe ecranul de pe scenă, prin bannere și așa mai departe. Posibilitatea de a spune produse, kituri. Exact. E vorba de a susține, practic, comunitatea și cauzele din comunitate. O companie are posibilitatea de a susține odată evenimentul, dar și se direcționează un anumit procent în funcție de valoarea sponsorizării către una dintre cauzele pe care ei și-o aleg. Și atunci facem, din punctul meu de vedere, două lucruri deodată, împreună și bine. Așadar, trebuie să spunem gălățenilor și mai ales firmelor, persoanelor juridice, să se implice cât mai mulți în acest semi-maraton. Când se va desfășura în 2023? Pe 21 mai, de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Ați ales special așa ziua. Am ales zi de sărbătoare pentru a fi împreună și a sărbători împreună atât a 10-a ediție, cât și pe toți cei care își serbează numele în ziua respectivă. Da. Foarte frumos. Cred că vor veni destul de mulți. Nu știu sperăm cât sunt Constantin, cât Elena. Evenimentul începe de dimineață, de la o 7 vom fi acolo noi. 5 dimineața. Bine, noi, echipa de organizare, vom fi de la 5 dimineața acolo. Pentru că presupune o desfășurare de forțe și amenajarea zonei de start-finish, amenajarea traseului, securitatea lui și așa mai departe. Alergătorii probabil vor veni undeva în jur de ora 7 ca în fiecare an. Deci suntem acolo și îi așteptăm să sărbătorim împreună. Destul de dimineață. Destul de dimineață, da. Încă nu e suficient timpul, ar trebui să venim și mai de dimineață. Am înțeles. Și 4 ore va dura și anul acesta? În principiu, da. Vom publica orele de start pentru fiecare curs atunci un pic mai aproape de eveniment. De principiu, cam la 7:30 am dat startul la cursa cea mai lungă, la semi-maraton. Asta și pentru că fiind mai deja temperaturile pe la prânz sunt mai ridicate, iar alergarea pe asfalt în soare la o temperaturi mari nu este foarte plăcută. Da, și am primit acest feedback de la alergători. Unii dintre ei se trezesc mai greu dimineața, dar urcă pe podium. Alții nu dăm nume. Da. Este sâmbătă sau duminică? E duminică. Da. Înțeles. Este foarte bine că e și zi liberă și e și zi de sărbătoare. Da. Vor veni să serbeze împreună cu dumneavoastră. Așa sperăm. Asta e invitația. Este foarte frumos și eventual cu întreaga familie.
Aveți un tort pregătit? Nu l-avem pregătit, dar ideea este pregătită. Ideea e pregătită. Ideea este pregătită. Tortul va fi pregătit atunci, proaspăt. Ce frumos, da, corect. Îmi place că aici, la Sevim Marathon, în afară de persoanele care sunt... pot alerga, ca să zic așa, ca și noi. Ați introdus și pentru persoanele cu dizabilități și chiar am și eu doi vecini care mereu participă la semi-maraton, sunt în scaun cu rotile și de câte ori există un eveniment în Galați și pentru ei merg și participă. Este extraordinar, au și cupe, au medalii, au, da, îi vedem acum și în cărucior. Cum a fost primit această cursă de către ei? Cum ați văzut? Cred că aici este o poză de când și puțin carosabil era ud, posibil la ploua. Din 21 este. Din 21, da. Da. Cum a fost primită? De ce v-ați gândit și la ei, dacă ne puteți spune așa? Nu știu dacă a fost de la prima ediție și pentru persoanele cu dizabilități. În anii trecuți a existat o cursă specială pentru persoanele cu dizabilități de genul celor pe care l-am văzut. Ulterior, având o relație foarte apropiată cu Fundația Motivation, care are ca beneficiar persoane în scaun rulant, ne-am consultat și ne-au transmis că beneficiarii lor nu se simt diferiți față de ceilalți participanți la cursa de alergare și atunci au solicitat să fie incluși în cursele standard, să li se permită accesul în cursele standard, ceea ce am și făcut pentru că ținem cont de feedback-ul alergătorilor și participanților la eveniment și chiar mai mult decât atât am introdus pentru prima oară un clasament special pentru persoanele în scaun rulant. Asta pentru că ei folosind scaune rulante, există o altă viteză de deplasare și atunci tot consultându-ne cu cei de la Fundația Motivation România, sucursala Galați, ne-am dat seama că cel mai corect ar fi să existe participarea la cursă clasic, dar un clasament separat pentru cei care folosesc scaun rulant. Am văzut că sunt în general adulți. Ați avut și copii de-a lungul timpului la scaunul rulant? Cred că au fost în 2019. Nu avem, cred că niciuna dintre noi informația asta cu certitudine, dar din ce cunosc și am auzit de la prietenii pe care i-a numit Liliana, cred că au fost. Cred că vor fi anul acesta, din ce am înțeles, cel puțin 1-2 copii care, din păcate, sunt în scaun rulant. Ce aș fi vrut să adaug este că participarea lor la semi-maraton este dincolo de clasament și premiere. Uh-huh. Este o modalitate și un exemplu de integrare a oamenilor cu dizabilități locomotorii. Sunt niște oameni deosebiți, toți pe care i-am întâlnit și i-am cunoscut, cel puțin în cadrul evenimentului. Și este semi-maraton sau ne propunem în fiecare an să fie și un model, un exemplu prin care educăm oamenii, comunitatea să accepte și să integreze și oamenii și copiii care sunt diferiți. Da, este foarte bun conceptul. În străinătate, cel puțin, participă la diverse evenimente, nu doar la semi-maraton, diverse peste tot, în toată comunitatea. Sunt integrați, iar dacă copilul vede acest lucru, așa va crește. Da. Pentru că cel de lângă el este egal și nu-l vede diferit, chiar dacă are o dizabilitate. Și atunci îl integrează. Felicitări pentru ideea aceasta și ideile pe care le aveți. Și acum aș vrea să vă întreb așa, știu că aveți foarte multe proiecte. Dacă ne puteți spune alte proiecte ale Fundației Comunitare Galați, care le-ați avut, care le aveți și le veți avea, poate în viitor. Eu sper că această fundație va crește și va fi un nume în Galați. Mulțumesc frumos! Da, Fundația Comunitare Galați, așa cum spuneam, are această... Pălărie și, mulțumesc, și de finanțator, da? Semimaraton Galați este unul dintre programele noastre de finanțare. Avem Științescu Galați, care este fondul Științescu în Galați, care este parte dintr-o mișcare la nivel național de susținere a științelor. Practic ne propunem să
Îi ajutăm pe copii să învețe despre științe, dar într-un mod practic, într-un mod prin experimente pe care să le facă ei singuri. Suntem chiar pe finalul perioadei de jurizare pentru ediția a treia, 3-2, cum îi spunem noi, a lui Științescu Galați, în care vom finanța proiecte Științescu Clasic, care încurajează științele și dezvoltarea de abilități la copii până la liceu. Dar și anul acesta vom finanța proiecte care își propun construirea unui cart electric pentru a încuraja la fel protecția mediului și partea aceasta de orașe verzi și de sustenabilitate, care este foarte importantă pentru noi. Și da, abia așteptăm să vedem care sunt câștigătorii și cine vor fi cei trei care vor construi un cart electric, pentru că la finalul acestei ediții, în toamnă, ne propunem să avem și un eveniment în care proiectele își vor prezenta produsul final și o mică cursă între ele și ni se pare foarte interesant și suntem foarte entuziasmați. Tot pe ideea de mediu, de protecție mediului, avem și fondul DAMEN pentru inovație în educația de mediu, unde am acordat granturi în valoare de 50.000 de euro. Iar Asociația Bunul Samaritean de la Nicorești a putut să construiască o centrală verde prin care încălzește apa pentru beneficiarii lor, pentru a face duș. Ei au beneficiar persoane cu dizabilități fizice și psihice și au construit și o seră unde cultivă flori și legume și fructe, pe care legumele și fructele desigur le folosesc când a putea hrăni beneficiarii. Și două licee din Galați, Colegiul Economic și Mircea Eliade, care au, pe lângă componenta de activități care sunt desfășurate cu copiii, au putut să pună panouri solare pe școală și pe sala de sport, ceea ce este prima oară din nou când se întâmplă în oraș. Practic am dezvoltat un fond numit cu unul dintre partenerii noștri și am putut să facem din nou o premieră pentru oraș, să avem aceste panouri pe licee. Foarte interesant, pentru că alături de administrația locală, de primărie, care se implică și automat trebuie să aibă grijă de toate școlile, toate unitățile din Galați, dumneavoastră aduceți o plus valoare, adică încercați să ajutați acolo unde este nevoie, nu numai filantropic, cum este acest semimaraton, ci și în educație, prin diversele proiecte, mai ales pe STEAM, da? acest nou concept pentru noi, deși nu este nou, pentru a integra și științele exacte și arta în tot ce înseamnă ca experiment pentru elevi, să vadă și altceva față de educația formală pe care o facem în școlile din România. Dincolo de formula de pe tablă, cum îmi place mie să zic. Dincolo de formulă, da. Din păcate, în școli sau mai ales în licee nu mai există aceste laboratoare, așa cum știm noi că erau odată. Dotările sunt cum sunt, banii sunt cum sunt, nu mai zic. Da? Pentru că e nevoie atât în fizică, chimie, biologie, informatică, de toate aceste experimente în afara tablei, dacă tot îmi permiteți să zic la fel. Este foarte interesant și mă gândeam acum, nu știu, pentru viitor, ce alte idei aveți referitor la alte proiecte, dacă v-ați gândit, dacă în anii următori, dacă fundația se va organiza, nu știu, veți avea mai mulți voluntari sau poate mai mulți se vor implica alături de dumneavoastră, veți crește, veți avea și alte proiecte, v-ați gândit la altceva? Pentru noi e foarte importantă componenta de protecție a mediului și de sustenabilitate și ne dorim foarte mult să încurajăm atât companiile cât și locuitorii Galațiului să fie mai conștienți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru pe acest subiect. Sigur că avem și alte proiecte, ce v-am povestit acum este doar o mică parte, dar vă invităm să intrați pe fundațiacomunitaragalați.ro și putem să ne mândrim cu proiectele de acolo, care diferă de la organizarea comunitară pe care am făcut-o prima oară în Galați anul trecut, în Valea Orașului, într-un proiect
în care suntem subcontractați de către Direcția de Asistență Socială. Anul acesta vom face din nou acest lucru în Micro 40, în cartier. Practic ne ducem în cartiere și întrebăm locuitorii care le sunt problemele și facem ce putem pentru a-i și mobiliza pe ei să facă parte din rezolvarea problemelor pe care o văd în Galați. Și da, aici este dificultatea. Îmi place cum a spus, da, pe ei așa. Da, aici este un pic de dificultate, dar cred că din nou facem anul acesta, poate e mai greu, mai facem și anul viitor și încă un an și asta este și misiunea noastră, de a mobiliza comunitatea și de a-i face, așa cum am spus, parte din soluții. Mă gândesc că schimbați mentalități și o mentalitate după o anumită vârstă este foarte greu, dacă nu e imposibil de schimbat, dar se poate și sunteți foarte constanți în tot ceea ce faceți. Aici mi-a plăcut în mod deosebit, chiar dacă le explicați pe faleză. De exemplu, dau un mic exemplu, să se arunce plasticul în acel pește care l-ați lăsat acolo ca și obiect, da? Totuși, după un timp, iar nu era aruncat, după aceea iar altă campanie și altă campanie. Sperăm ca mentalitatea de a arunca în altă parte decât la coșul de gunoi să se implementeze și să fie și pentru noi un atu pentru a selecta tot gunoiul divers, da? Alte proiecte. Aș vrea să adaug, în primul rând, că peștele nu este activitatea noastră, n-ar fi corect să ne o însușim. Este acțiunea, cred, Grow Up Galați. E posibil să fie din cu apele curate, dar nu este inițiativa noastră. Și aș mai adăuga faptul că oamenii dincolo, nimănui nu-i place să vii să-i spui mentalitatea ta nu e ok, hai să o schimbăm. Absolut. Oamenilor, pe oameni trebuie să-i inspiri. Și cred că asta este ceea ce ne propunem și ar trebui să ne propunem, dacă nu o facem, să inspirăm prin propriul exemplu. A povestit Liliana despre intervenția pe care am avut-o în Valea Orașului, unde sunt oameni în minorități. Unde sunt minorități? Am intervenit într-o grădiniță unde tot era ruginit. În spațiul exterior al grădiniței l-am reamenajat. Am vopsit. Eu, Liliana, toate colegele noastre ne-am pus mânușile și am vopsit. Împreună cu părinții din grădiniță. Exact, asta voiam să spun. Și s-au alăturat părinții și au fost inspirați. Și astăzi nu au putut toți. Astăzi nu a putut doamna X. A venit a doua zi. Și s-a creat o echipă de oameni. Pentru că oamenii au fost inspirați. Nu i-a chemat nimeni, nici cu forța, nici să le dea ceva. I-am invitat, ne-au văzut și s-au lăsat inspirați. Și îmi pare rău că nu avem poze înainte și după cu grădinița care era gri toată și cu piese de mobilier ruginite și cum arată acum. Este o mare diferență. Deci oamenii caută să fie inspirați. Ați inspirat și inspirați prin aceste proiecte comunitatea din Galați. Este un lucru și un punct foarte important pentru orice asociație, orice ONG. Pe final, aș vrea să inspirați acum și telespectatorii noștri cum pot participa sau de ce ar trebui să participe la acest semimaraton. Nu știu, doamna Liliana sau... Tu inspir, eu expir. Să inspirăm. Fie că suntem fani ai activităților sportive, fie că suntem alergători, fie că suntem mai mult genul care stă pe canapea, oricare dintre noi poate să fie parte din Semimaraton Galați, oricare dintre noi poate să fie parte din comunitate. Ce face Semimaraton Galați este să ofere această platformă, acest ajutor către comunitate. Deci sunt cel puțin două variante. Una, ne înscriem ca alergător pe semimaratongalați.ro, iar 50% din taxa plătită pentru înscriere la cursă este direcționată către una dintre cele 8 cauze pe care o alege alergătorul. Doi, donăm direct pe semimaratongalați.ro la rubrica cauze, putem alege acolo fie direct cauza, fie un ambasador care susține o cauză și atunci fondurile vor fi direcționate la fel către cauză. Putem susține Semimaraton Galați chiar și printr-un share, chiar și prin a vorbi despre eveniment, despre cauză, despre ceea ce se întâmplă acolo.
dar îi așteptăm și pe 21 mai, în ziua evenimentului, să ne bucurăm împreună. Mulțumesc tare mult! Dacă vreți să spuneți un cuvânt de final? Vreau să adaug că Semi-Maraton Galați este programul, proiectul, evenimentul care contribuie la sentimentele de solidaritate și de apartenență ale oamenilor. Și este oportunitatea lor, a fiecăruia dintre noi, ca cel puțin pentru o zi să contribuim la acel Galați, oraș, ca în afară. Sau, știți, lozincele alea, vreau o țară ca afară sau vreau un oraș ca... Este ocazia să ne implicăm. Poate anul acesta nu vor alerga, poate vor fi pur și simplu acolo să admire, poate vor fi voluntari și ne vor ajuta în tot ce înseamnă organizarea din ziua respectivă. Poate va fi un părinte care va spune copilului despre de ce sunt deosebiți copiii cu sindrom Down și de ce nu ar trebui să fie priviți altfel. Implicarea comunității are atât de multe forme. Să nu ne oprim doar la alergare și la donații. Și simplu fapt că după emisiune ar putea să intre să citească și să afle mai multe, nu atât despre Semi-Maraton Galați, ci cât despre oamenii pe care îi ajută evenimentul, e util. Da, foarte frumos, dragi gălățeni, deci solidaritate, ambiție, interesul de a ajuta pe celălalt de lângă noi, umanitatea trebuie să fie punctele de bază pentru noi ca și oameni, ca și comunitate. Mulțumesc tare mult doamnelor, doamna director și doamna coordonator. Eu sper să veniți cu idei noi după semimaraton și să vedem ce s-a întâmplat la acest semimaraton și eventual cauzele care au fost implicate, dacă s-au găsit sponsorii și dacă au acoperit bugetele. Chiar suntem foarte curioși. Mulțumesc tare mult, dragi telespectatori, vă așteptăm și în emisiunea viitoare și sperăm să participați cu toții la acest eveniment Semi-Maraton Galați. La revedere!